Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Am astăzi deosebită plăcere de a-l avea în, alături de noi, aici, acasă, la sediul PNL-ul, pe domnul europarlamentar Cristian Busoi, secretar general al Partidului Național Liberal, venit astăzi la Roma pentru a-și susține colegul. Domnule europarlamentar și domnule secretar general ajung. Dumneavoastră a punctat extraordinar de bine faptul că din poziția pe care o aveți la Bruxelles sunteți cel mai în măsură a sprijini romanul în obținerea de proiecte europene. Care sunt șansele reale ale acestui municipiu de la de a accede la bani în condițiile în care resursele naționale sunt extrem de limitate sau practic inexistente la ora aceasta? Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, alături de primarul interimar și viitorul primar al municipiului și, într-adevăr, unul din lucrurile care Roma nu poate fi ajutat în mod concret de la nivel central, de la nivel grupurilor de parlamentari, deputați în Parlamentul European, este acela de a facilita absorpția de fonduri europene. Sigur că principala responsabilitate și principalul merit în cazul în care aceste fonduri europene vor fi accesate va fi responsabilitatea și meritul primăriei, dar un europarlamentar sau un lider al partidului la nivel central poate sprijini, poate facilita, poate informa despre anumite oportunități și, sigur, poate monitoriza felul în care se împart banii europeni. Și eu cred și exact în logica pe care dumneavoastră ați spus-o, în condițiile în care banii de la buget sunt din ce în ce mai puțini, mai ales că se duc mai ales pe cheltuieli în creșteri de salarii și tot felul de alte cheltuieli prognozate de actualul guvern, șansa dezvoltării în continuare a unei comunități, așa cum este municipiul Roman, stă în primul rând în fondurile europene. Cea mai mare oportunitate o reprezintă fondurile europene care sunt alocate României pe diferite programe sectoriale, pe diferite programe operaționale. Ele sigur că se accesează prin intermediul autorităților de la București, Ministerul Fondurilor Europene sau alte autorități care derulează fonduri europene, dar aici, în calitatea mea de secretar general, în calitatea mea de europarlamentar, pot să monitorizez și pot să sprijin public, transparent, făcând lobby, anumite proiecte importante pentru comunități locale. Și cred că Roma nu trebuie să fie una dintre prioritățile de dezvoltare a fondurilor europene. Dincolo de cele care se accesează în țară, sunt oportunități direct la Bruxelles, poate mai puțin pentru beneficiari ca și primăria, dar pentru diverse entități care, în asociere cu primăria sau cu sprijinul primăriei, pot accesa câteva programe, că vorbim de programe pe învățământ, pe mediu, pe energie, pe tineret, pe întreprinderi mici și mijlocii. Sunt programe ale Uniunii Europene care în fiecare an au anumite coluri, anumite perioade în care se depun proiecte și unde beneficiar sunt entități de la întreprinderi mici și mijlocii, la organizații non-guvernamentale și care pot să aducă un plus municipiului Roman sau oricărei alte municipiu din România. Dar astăzi vorbim despre Roman și ne interesează ca municipiul Roman, sub conducerea liberală, să acceseze cât mai multe fonduri europene. Iar aici rolul unui europarlamentar poate deveni și mai important pentru că poate sprijini foarte concret, inclusiv prin depunerea efectivă a proiectului, aceste inițiative. Este important și faptul că la Roman, pentru prima dată, chiar în această perioadă de interimat, primarul Lucian Micu a avut ideea de a lansa punctual un concurs de proiecte pe trei direcții. V-aș ruga pe dumneavoastră, domnule primar Lucian Micu, să reamintim telespectatorilor noștri această gândire pe care ați avut-o, care este deosebit de importantă în sprijinirea dezvoltării locale a unor proiecte eficiente. Într-adevăr, pe același principiu al finanțării proiectelor europene, am lansat trei ghiduri de finanțare pentru organizații non-guvernamentale,
pe trei arii de interes, sport, cultură și educație, astfel încât cei care doresc să desfășoare aceste tipuri de activități pentru promovarea unor anumite acțiuni pe raza municipiului Roman să o poată face accesând transparent, respectând niște criterii foarte clare și depunând un proiect în acest sens la Primăria Municipiului Roman. Aceste idei, practic, au rezultat în urma dezbaterilor pe care le-am avut la începutul acestui an cu toate organizațiile non-guvernamentale. Mi-am propus încă de la începutul mandatului, de la preluarea acestui mandat de primar, să am cât mai multe consultări cu cetățenii municipiului Roman, așa cum bine știți, inclusiv construcția bugetară a fost construită în urma întâlnirilor cu toate categoriile socioprofesionale de pe raza municipiului Roman. Am ținut cont de toate solicitările venite și, sigur, în funcție de urgențele pe care le-au avut, am cuprins sume de bani în toate capitolele bugetare, astfel încât să satisfacem cât mai multe nevoi ale cetățenilor municipiului Roman. Și, bineînțeles, și organizațiile non-guvernamentale nu au fost uitate, pentru că ne dorim să le acordăm sprijin, să le facem cât mai active la nivelul municipiului Roman, pentru că doar într-un parteneriat cu primăria și organizațiile non-guvernamentale putem să conștientizăm populația asupra anumitor fenomene pe care le avem la nivelul municipiului Roman, la anumite probleme pe care le avem și, desigur, să și sprijinim actele de cultură care se realizează și actele sportive, astfel încât și tinerii romașcani și cei mai în vârstă și toate categoriile care activează în domeniul non-guvernamental să poată să aibă finanțare și să-și poată promova programele pe care le desfășoară. Și cel mai important lucru în această chestiune pare a fi că odată cu inițierea acestor ghiduri concrete în care se analizează concret fiecare proiect, s-a pus capăt arbitrarului de alocare a acestor fonduri, așa cum se petrecea până acum. Aceasta a fost ideea noastră. Am vrut ca fiecare să aibă un ghid de finanțare în care să fie punctajul foarte clar exprimat și fiecare să știe că din momentul în care depune acest proiect, punctajul deja pe care îl poate obține, am pus, bineînțeles, și o posibilitate pentru fiecare, dacă o cotă de cofinanțare mai mare îi atrage un punctaj mai mare, practic trebuie să fie și o competiție de proiecte, pentru că nu e suficient ca aceste organizații non-guvernamentale să stea numai cu mâna întinsă și pe criterii numai de unii știute să se acorde aceste fonduri, ci pe niște criterii transparente, dar sigur și aceste ONG-uri trebuie să muncească și să facă proiecte așa cum trebuie. Ne aflăm în preziua debutului campaniei electorale propriu-zise, câteva mesaje și mai ales ne spuneți de ce considerați această campanie electorală a fi ușor atipică și de ce nu a existat interesul PSD-ului ca să se afle despre cel puțin două mari orașe, e vorba de Roman, iată că ne considerăm și noi oraș mare, și Craiova, sunt cele în care se desfășoară alegeri anticipate, parțiale. Cred că era de datoria guvernului, în primul rând, să popularizeze faptul că în 11 iunie vor avea loc alegeri parțiale într-o serie de localități din România. Cel puțin trei sunt foarte importante, Craiova, Roman, Târgu Jiu. Am fost de curând în Craiova alături de candidatul Partidului Național Liberal la depunerea candidaturii și am constatat, mergând puțin prin Craiova, că există o foarte puțină cunoaștere a faptului că vor avea loc alegeri în 11 iunie. Și cred că, în mod voit, pentru a descuraja participarea la vot, pentru că întotdeauna un număr scăzut de participanți la vot a avantajat Partidul Social Democrat, actualul guvern nu face niciun efort să popularizeze acest lucru. Și cu toate limitările care există în campaniile electorale din România și vor exista și în această campanie electorală, în care nu mai sunt permise bannere sau alt gen de afișaj foarte mare, ci doar acele afișe standard, în condițiile în care sunt multe restricții și în ceea ce privește cheltuielile de campanie, cred că vom avea de-a face cu o prezență mică, mai ales în centrele urbane. Sigur că în localitățile mici, în comune, acolo oamenii știu că trebuie să-și aleagă
primarul, pentru că sunt convins că cei mai importanți candidați vor merge în toate gospodăriile. Dar e imposibil să întâmple acest lucru în Târgu Jiu, în Craiova, în Roman, sau poate și în alte orașe cu mulți locuitori. Dincolo însă de acest lucru, așteptarea noastră este foarte pozitivă, mai ales în acele locuri în care Partidul Național Liberal a avut un cuvânt de spus, a avut realizări și poate cel mai important loc este municipiul Roman. Aici am avut o administrație, aici am avut o administrație bună. În timpul domnului primar, fost primar, actual deputat, Laurențiu Leureanu. Așa cum, un lucru extrem de important, avem un candidat foarte bun, un om tânăr, un om care știe deja administrație, care a dovedit, exact cum s-a spus mai devreme, în scurta perioadă în care a condus în calitate de interimar primăria, primăria, că este un om care pune preț pe transparență, pe competiție. Iată, bugetul pe acest an a fost dezbătut cu cetățenii și cu organizațiile non-guvernamentale. A venit cu un proiect foarte transparent de a selecta niște proiecte pe care, care trebuie să fie finanțate în ceea ce privește organizațiile non-guvernamentale și multe alte lucruri care pe mine cel puțin mă încredințează total că domnul Lucian Micu este omul potrivit de a continua lucrurile bune și de a dezvolta noi proiecte pentru români. Și noi, toți cei care avem un cuvânt de spus la nivel național, în Partidul Național Liberal, vom fi alături de dumnealui, vom sprijini proiectele, îl vom sfătui, vom deschide ușile de care va avea nevoie pentru a găsi un sprijin concret pentru proiectele domniei sale. Pentru că dacă va face bine treaba de primar, o va face în interesul cetățenilor municipiului Roman. Domnule Lucian Micu, mi se pare că acum este mai actuală ca oricând deviza PNR-ului prin noi înșine, în condițiile pe care le știm, această ostilitate din partea PSD-ului venită dinspre Consiliul Județean și Piatra Neamț, aceste discriminări chiar și de tipul celor legislative. Iată că rolul dumneavoastră este extrem de important în această campanie și ceea ce mi se pare mie un lucru care a fost foarte puțin relevat chiar de dumneavoastră este faptul că în decursul anilor, între primar și viceprimar, totdeauna apar fricțiuni, chiar dacă ei sunt din același partid politic. Deci, în relația Lucian Micu, viceprimar, Dan Laurențiu Leureanu, primar, nu a existat niciodată nici cea mai mică fisură, nici cea mai mică breșă. Cât de important apreciat a fi faptul că, iată, puteți în continuare forma o echipă aici la Roman. Din punctul meu de vedere, faptul că a existat o echipă foarte bună și o foarte bună coeziune și simbioză între primar și viceprimar s-a văzut în primul rând prin proiectele care au fost implementate și prin modul în care s-a dezvoltat municipiul Roman și sigur pe cale de consecință și romașcanii au apreciat această unitate și această pereche care a fost foarte bună la conducerea primăriei municipiului Roman și care, dovadă, în alegerile locale de anul trecut ne-au încredințat cu un vot covârșitor în favoarea noastră, acolo unde, cu siguranță, sunt convins că și romașcanii și la aceste alegeri parțiale ne vor oferi votul. De altfel, această echipă nu s-a pierdut, această echipă este mai puternică ca oricând și inelul de legătură, să spunem, s-a translatat oarecum în sensul în care această echipă va fi de pe o altă poziție, din poziția de Lucian Micu, primar, Laurențiu Dan Leureanu, parlamentar, deputat în Parlamentul României, acolo unde cu siguranță avem nevoie de sprijin pentru proiectele pe care noi le avem în lucru. Eu mă bucur foarte mult că am reușit să facem o echipă puternică, o echipă sudată la nivelul primăriei municipiului Roman și sunt convins că acest lucru va merge mai departe și echipa va continua alături, sigur, și de ceilalți colegi din Partidul Național Liberal, alături de colegii din Consiliul Local, de colegii din Consiliul Județean, ceilalți colegi care sunt parlamentari PNL și, desigur, și de europarlamentarii PNL. Mesajul final, domnule Cristian Busoi. Campania electorală va debuta imediat. Cred că în municipiul Roman avem toate argumentele pentru a îi convinge pe romașcani că soluția cea bună este aceea a continuității.
ca un om care cunoaște foarte bine în calitate de viceprimar, de primar interimar și de viitor primar ales problemele și mai ales are soluțiile la problemele municipiului Roman, un om tânăr, un om dinamic, un om integru, un om aplicat și un om care dă dovadă de transparență și eficiență. Noi avem cei din conducerea Partidului Național Liberal, conducerea centrală, toată încrederea în domnul Micu și îi încurajăm pe toți cei care vor veni la vot să-l susțină.